Sunteți născut în București. Ce înseamnă pentru dumneavoastră orașul București? Pentru mine Bucureștiul, ca orice om, pot să spun că este locul natal. Ceea ce te leagă foarte mult de amintirile de copilărie, în primul rând. Aici este casa bunicilor, casa poveștilor, locul în care am învățat să spun înger, îngerașul meu, învățându-mă bunica. Este locul în care m-am îndrăgostit prima oară. Este locul în care am făcut facultatea. Este, înseamnă, de fapt, București înseamnă viața mea. Cum era orașul în vremea copilăriei dumneavoastră? Era un oraș foarte, zic eu, mult mai frumos. Din perspectiva copilului, mie plăcându-mi Bucureștiul vechi. Și în copilărie, țin minte că mă plimbam pe străzile cu case vechi. Îmi plăcea să-mi imaginez cum era pe vremuri, cu birje, cu toată atmosfera de Parisul, cum mi se spunea, micul Paris. Și pe vremea copilăriei era foarte frumos că locuiam într-un cartier de militariu, cu alte cuvinte, și erau multe blocuri. Și era foarte frumos că ne întâlneam și aveam maidanul nostru, unde jucam fotbal. Și țin minte că era competiția între blocul 56, în care locuiam eu, cu blocul 58, cu 61. Și era o comunitate, de fapt. Minunat. Dacă simt ceva că lipsește Bucureștiul ăsta, este exact acest spirit de comunitate. Faptul că ne cunoșteam, vecinii din blocul ăla, cu celălalt. Eram toți împreună și neavând probabil alte distracții, faptul că aveam multe, multe lucruri în comun. Jucam hoții și vardiștii, erau minunate, zic eu, relațiile între noi, relațiile interumane. Asta aș putea spune cum a fost copilăria. Dar, repet, pentru mine copilăria, întotdeauna când mă întrebați, este vorba de casa bunici. Ce vă place acum la București? Ce vă place cel mai mult la București? Sunt destul de multe lucruri care îmi plac acum la București. Faptul că Bucureștiul, prin natura lui, adună foarte multe energii, uneori, din păcate, și negative, dar cel mai adesea, iată cât de repede se construiește, se întâmplă lucrurile aici. E o viteză. De-aia majoritatea celor care vin în București spun, domnule, mă obosește. Dar orice capitală, fiind foarte aglomerată, având foarte multă viață, deosebit de multe culturi adunate, să zicem, într-un singur loc, evident că poate obosi pe cineva care își dorește să aibă tihnă. Dar recunosc că, fiind un om care căruia îi place aglomerația, ca orice bucureștean. Ca orice bucureștean, da. Sigur că zic, domne, de-abia aștept să mă duc în concediu, să mă liniștesc, să una sau alta. Dar, după o săptămână, două, mi-e atât de dor de București, încât probabil că asta îmi place cel mai mult, că încerc să definesc. Probabil că asta îmi place cel mai mult, faptul că am posibilitatea să cunosc oameni mulți tot timpul, fiind o natură comunicativă. Probabil că asta mi-ar lipsi dacă aș sta numai în acele două, trei cunoștințe. Și faptul că aici se petrec lucrurile puțin în avans. În sensul că, chiar dacă poate fi un defect, că bucureșteanul e grăbit, să zic așa, da. Că poate fi un defect. Într-un fel, poate că și eu sunt o natură mai temperamentală și de asta probabil îmi place graba asta. V-ați gândit vreodată să vă mutați din București? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Nu m-am gândit să mă mut niciodată din București pentru că datorită familiei mele mi-ar fi foarte dor. Profesia va purta prin multe orașe ale lumii. Este vreunul care v-a rămas la suflet? Da, eu sunt multe, dar pe primul plan l-aș pune Londra. Este orașul în care, dacă nu m-aș fi născut în București, mi-ar fi plăcut să trăiesc. De ce spun asta? Pentru că mie îmi place foarte tare cum au îmbinat, cu câtă creativitate, imaginație, tradiția cu modernitatea. Ați văzut la ei, taxiurile sunt
noi, sunt moderne, dar arată ca atunci. Și păstrează o poezie și mai ales ceva foarte important, identitatea. Da. Iar viața culturală, știm foarte bine că în West End sunt peste 80 și ceva de teatre. Ele fiind mult mai multe. Da. Muzee. Și pun foarte mult preț pe cultura lor. E un oraș în care turismul este un turism cultural în primul rând. Nu poți să zici, mă duc la Londra să mănânc bine. Sau mănânci oricum bine. Nu mă duc la Londra, mă duc să vizitez. Mă duc să văd aia, să văd aia, să văd aia, să văd spectacole, să văd... Și atunci de asta cred că, din punctul meu de vedere, Londra, sigur, Parisul are poezia lui, sigur, toate capitalele, Roma, absolut senzațională, dar eu revin la Londra spunând că îmbină foarte bine tradiția cu modernitatea și este foarte bine armonizată. Asta mi-aș dori și pentru București. Credeți că străinii iubesc Bucureștiul? De ce trebuie să iubească? Ei iubesc Bucureștiul pentru că, cu toate bunele și relele noastre, suntem niște oameni foarte comunicativi. Și atunci cred că doza asta, care uneori ne lipsește din educație, apropo de ce, cum este cu exercițiul ăsta al libertăților, care să nu pice în libertinism, dacă el ar fi bine gestionat, tocmai asta probabil place la noi. Suntem niște oameni destul de fermecători, tocmai pentru că am adunat multe din culturile noastre și suntem o intersecție foarte frumoasă culturală și, indiferent de unde vine străinul respectiv, undeva ceva identifică și din el. Pentru că așa a fost soarta, poate, zic eu, minunată acestei națiuni, de a acumula din mai multe. Poate să ne și face mai altfel un pic. Dar ăsta e farmecul nostru și a trebuit să-l conștientizăm și să spunem, da, am avut poate șansa neșansei de a fi la intersecția multor culturi, dar tocmai înmagazinând foarte mult, iată cât de aia ziceam comunicativ, reprezentăm tot timpul, oricine vine, găsește ceva din spiritul lor. Într-un altul sau într-un alt loc. Adică nu e obligatoriu, mă duc în locul și acolo găsesc totul. Nu. Dar cred că asta e și farmecul Bucureștiului. Farmecul uneori obositor al Bucureștiului. Ce v-ar plăcea să se schimbe București în următorii ani? Mi-ar plăcea ca să putem spune că suntem un pic mai educați și un pic mai atenționi la ceilalți. Uneori, din cauza distanțelor lungi, a aglomerațiilor, a una asta, suntem uneori prea supărați unii pe ceilalți. Mi-ar plăcea să fim mai, iar spun canalul, ori la această capitală, să fim mai animați în sensul pozitiv, să ne și bucurăm de... Să văd pe stradă, spre exemplu, ca la Barcelona, nu, din 5.000 de artiști care cântă, care fac jonglerii, care improvizează. Adică mi-ar plăcea să fie mult mai vesel. Mai vesel pentru că știu că avem probleme, le știu, deci n-aș vrea să par desprins de, dar mi-ar plăcea să văd mai multă artă. Arta de a comunica, să văd mai multe teatre, să văd mai multe muzee renovate, să văd mai multe lucruri care să definească o identitate atât de frumoasă și, repet, specială și specifică. Care să zică, da, domne, sunt mândru că sunt bucureștean pentru că, uite, am muzeul ăla, am aia, hai să vizitezi și aia, hai să vezi și spectacolul ăla. Adică să fii mai artistic, mai boem. Conduceți unul dintre teatrele cele mai mari de proiecte din București. Bucureștenii vin la teatru, apreciază teatrul de proiecte? Teatrul de proiect nu este diferit de teatrul de repertoriu. Adică, după cum observați, și rugămintea mea este să accesați cu încredere site-ul nostru, o să vedeți că aici joacă de la maestru Radu Beligan până la tinerii absolvenți. Am un portofoliu de 21 de spectacole. Teatrul de proiect are o singură, să zicem, deosebire față de teatrul de repertoriu. Faptul că fiecare spectacol are propria lui distribuție. De regulă, teatru de repertoriu, ca să înțeleagă lumea, înseamnă un teatru care are o trupă fixă. 20-30 de actori angajați care îi tot revezi în diversele spectacole. Teatru de proiect este exact ca la film. Fiecare spectacol are propria lui distribuție.
Deci poți vedea tot timpul alți actori. Dovadă că în aceste spectacole, anul trecut am avut aproximativ 192 de contracte cu actori care joacă pe scena Teatrului Metropolis, repet, de la maestru Beligan până la cel care a absolvit anul trecut. Sau chiar studenți care joacă diverse roluri în spectacole alături de mari actori. Ce mai este iarăși important? Când cei 7 ani, pentru că acum pe 1 noiembrie vom împlini 7 ani de când s-a înființat Teatrul Metropolis, a devenit avem sloganul teatrului nostru, este un teatru deschis cu casa închisă. Suntem teatru care am ajuns să jucăm și de 2-3 ori pe zi, ca la cinematograf. Urmăriți programul nostru să vedeți. Jucăm de lunea până duminica inclusiv. Și pentru că singurele reclamații sunt că nu se găsesc bilete și că se epuizează foarte repede, avem și numărul scurt, dumneavoastră fiind o agenție importantă, puteți să-l comunicați, pentru că ne reclamau, domne, tot timpul ocupat, ca la gară. Și atunci avem un număr scurt, care înseamnă, nu înseamnă niciun cost în plus, de pe orice rețea mobilă suni. Și telefonul este steluță 7707. De ce am ales acest lucru ca la taximetru? E 7, pentru că sunt 7 arte, 7 ani de când ne-am înființat. Și iată, se reține foarte ușor, steluță 7707, și atunci nu mai stați 0, 2, 1 și toate cifrele de rigoare. Și de asta vă spun că da, este un teatru deosebit de căutat, care și-a câștigat o notorietate față de teatre de tradiție, de care oamenii știau și cu care am copilărit cu toții, în mai puțin de, iată, de 7 ani. În București, care este locul dumneavoastră preferat? Teatrul Metropolis. Normal. Da. Pentru că pot să vă spun cu modestie că din toate rolurile pe care le-am făcut, cred că cel mai frumos rol pe care l-am făcut în teatrul românesc este că am construit un teatru. Și acesta va rămâne indiferent de, iarăși spun cu modestie, că întotdeauna eu nu sunt un director de instituție, eu sunt un actor care are grijă de un teatru. Deci eu sunt convins că efemer am grijă de acest teatru, pentru că el va rămâne chiar dacă eu nu voi mai fi director sau nu voi mai fi pe această planetă. București de altă dată sau Bucureștiul de azi? București de altă dată. Gata, din prima v-am spus, chiar dacă îmi cer scuze de intercalare. Și știți de ce? Pentru asta că Bucureștiul de altă dată avea capșa, se plimbau oamenii în birjă, se îmbrăcau frumos când veneau la teatru. Era, știți ce era în primul rând? Se respectau pe sine oamenii. Era un respect față de sine. Și atunci eu mi-aș dori, pentru că Bucureștiul are potențialul ăsta. Bucureștiul ăsta are, totuși, e plin de oameni deosebit de deștepți, deosebit de cultivați, deosebit de informați, deosebit prin comparație cu alte locuri. Și atunci este păcat să nu pui primul lucru respectul față de sine și apoi de semenul tău. Și să spui, ești bucureștean? Și eu, ce mă bucur. Cum fac cei care se întâlnesc, tu ești din Timișoara, pe jos timișorean. Și au o mândrie a faptului că fac parte din acea comunitate. Asta ne lipsește nouă și cred că asta ne trebuie. Și cred că asta avea farmecul de odinioară, Bucureștiul de altă dată. Nu mă refer la clădiri, pentru că au apărut și în epoca modernă clădiri foarte frumoase. Au apărut lucruri noi de care e necesar într-o nouă tehnologizare și modernizare. E firesc să fie așa, dar cred că trebuie readus în prim plan acest spirit al respectului față de sine, față de semen și față de identitatea locului în care trăiești. Chiar și flotant. Care este cea mai dragă amintire legată de București? Sunt foarte multe, pentru că am zis, totuși am petrecut 46 de ani în acest București, neavând rude în altă parte decât în București, și oricând mă duceam la o mătușă, la un unchi, era doar dintr-un cartier într-altul. Așadar, sunt bucureștean, jet by jet. Din păcate n-am avut rude în altă parte, pentru că din păcate mi-a fi plăcut ca în copilărie să mă duc și eu la țară. Mi-e frică și de o găină și de o... Mi-e frică, pentru că dacă n-am văzut găini în copilărie, n-am văzut capre, mă sperii. Și asta e. Dar cea mai plăcută, nu știu, pentru că, repet, adeseori mi s-a întâmplat chiar vara trecută, m-a apucat nostalgia. Din păcate, plecând ai mei bunici, cum e și firesc,
casa s-a vândut și m-a apucat nostalgia copilăriei și de care m-am dus și am stat așa, am fumat o țigară în fața blocului în care au locuit bunicii și unde mi-am petrecut toată copilăria. Și mă uitam acolo la asta, zic, cine o locuie acum, cum o fi? Și ca să vedeți cum e, că e acolo fotografia. Am fost invitat la liceul Lazar să le vorbesc copiilor despre treptele succesului. Foarte frumos, am fost bine primit, un liceu absolut senzațional de marcă, liceul Lazar. Da. Și după aceea au venit câțiva elevi să ceară autograf. Și la un moment dat a venit o fată care zice, știți, eu locuiesc în camera în care ați copilării dumneavoastră, numai că acum e MOV. Și m-a bucurat foarte tare, i-am dat autograful, m-a emoționat foarte tare. Din păcate i-am uitat numele, poate că citind articolul o să zic că să nu mai mă uitați, așa mă cheamă. Și acum pot să vă spun, pentru că, iată, mai am puțin și sar pârleazul la 50 de ani, cel mai drag loc îmi este, vă repet, cartierul militar, locul în care am copilărit. Nu știu, prietenii, unicii, tot ceea ce nu mai am, din păcate. Dacă ar fi să transmiteți ceva orașului de ziua lui, care ar fi urarea care credeți că i s-ar potrivi cel mai bine? Să ne dea Dumnezeu încă 555 de ani. Vă mulțumesc foarte mult și la mulți ani București, la mulți ani bucureștenilor. Și la mulți ani.